Salutare tuturor și bine ați venit la primul meu track vlogging. Ce pot să vă spun astăzi este că o să facem o cursă Constanța Piatra Neamț. O să vă arăt încărcătura, o să vă prezint și camionul cu care o să-mi desfășor activitatea. Sunt la început, ce pot să spun, am cumpărat și eu un camion, un DAF. Sper să vă placă DAF-ul meu, până la urmă, e ceea ce mi-am tu permite. Și cât de curând strâng bani să-mi cumpăr unul, să-mi achiziționez un Mante GX Euro 6. Da, uitați-l, acesta este. Nu vă uitați la el. Face bani, frate. Am 50 ceva de tone în spate, încărcătură. Până la urma urmei, bani să facă. Da, a stat un pic în ploaie, dar nu-i problemă. O leacă de retuș, o vopsea una alta, se repară. Da, și asta este cabina mea. Ia uitați-o. Ok. Haideți să o forjăm. Haideți să mergem, că sunt contratimp. Deja cred că sunt în întârziere. A trebuit să verific o leacă uleiul, apa la motor, toate cele. Nu o să țin mult timp camionul acesta. Vă dați seama că costuri de întreținere cam mari. Hai că plecă. Băieții deja râdeau. Toată lumea, frate, care mă vede, râde de mine. Mă întreabă ce e cu camionul ăsta, frate, unde vrei să mergi cu el. Cum de că nu a scăpat de la programul Rabla? Multe glume, frate, multe glume se face pe seama camionului. Dar ceea ce nu știu ei că încă se face bani cu astfel de camioane. Până la urmă, n-am eu cel mai bun camion, ce-i drept, dar bani să fac. Asta este ideea. Hai că mă lasă colegul. Să mă lasă și colegul ăsta la alt. Să nu-l ating, doamne ferește, aici în curbă. Hai că am trecut. A putut să plece și el mai departe. Da, o să fie un drum destul de liniștit astăzi. Nu e agitație deloc pe drumuri. O să vedeți, o să fie soare, o să fie frumos. Peisaje frumoase din România. Ce-i drept, cu acest camion eu nu pot să părăsesc țara. Vă dați seama că pe aici te mai înțelegi cu poliția, mai o atenție, o măslină. Știți cum e? Vorba aia. Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Haide, dă-i să pută toba. Uite că am părăsit și Constanța. Piatra, venim. Eu zic că într-o lună de zile mai trag de camionul ăsta și cred că o să-mi cumpăr camionul mult visat. Man Euro 6. Na, vă dați seama că sunt costuri destul de mari și la DAF-ul acesta cu întreținerea lui. Se strică des, piese nu prea se mai găsesc, dezmembrări nu prea sunt, decât la muzeu mai găsesc piese. Și e greu să faci rost de ele. Dar nu e problemă. Trebuie să trec și pe la bancă, cred că o să trec pe la Piatra Neamț, să văd exact câți bani îmi trebuie. Dacă nu fac mai fac un împrumut, să văd câți bani am și în cont. După care trebuie să trec, cred că întâi trebuie să trec pe la un dealer. La dealer să văd exact camionul cât mă ajunge. O să mi-l fac full auction din start, să nu mai stau să pierd timpul pe urmă, că de ce n-am pus aia, de ce n-am aia pe el. Îmi iau ceva puternic din start, să nu mai mă chinui. Nu-i problema, adică pe de o parte cu DAF-ul, după cum vedeți, trag 50 ceva de tone și merge. Dar e vorba și de timp, că uneori pierzi timpul din cauza motorizării și așa mai departe. Sper că nu vă deranjează că fumez în cabină, până la urmă urmei. Sper că nu vă deranjează, nu vă intră în ochi. Dar n-ai ce face. La astfel de drumuri
la cât de greu merge, ce să faci? Te uiți la un film, te mai uiți la un vlogger, la un youtuber. Că de filme n-ai cum să te uiți din cabină. Haide, ia uite, frate. Mă face Iveco. Îți dai seama că mă face. Este dublu ani diferență între DAF-ul meu și Iveco-ul lui. Da, și cum vă spuneam, am început, m-am apucat și eu de YouTube din dorința de a vă prezenta camionul, cunoștințele mele, până la urma urmei. O să vă arăt cum se face și o parcare, o cuplare de remorcă, alea. Sper să nu mi-au hate, pe de-o parte. Am văzut că pe YouTube sunt mulți hateri, mulți copii care n-au ce face decât să înjure. Da, nu o să-i băgăm noi în seamă. La urma urmei, orice meserie are niște riscuri. O, ușor pe aici, frate, că au vopsit parapetul ăsta, frate. L-au vopsit să nu-l zgâriem, că îl murdărește camionul, nu? Da, și mă gândeam că dacă e, după ce termin camionul ăsta, să-l vopsesc, să-l pun la punct. Deci să-l pun la punct, cine știe, poate o să mai mă întorc pe el. Dar deodată ce mi-au camionul ăla, Manu, nu cred că mai am eu timp de DAF-ul ăsta. Și de vândut, știți pe cineva care îl interesează la început? 30.000, frate. 25, cel mai puțin cât pot să las e la 25.000. Mai mult de atâta nu pot să-l las. Dacă vă interesează, că eu chiar sunt decis să-mi iau un alt camion. Își face treaba camionul, credeți-mă. Dacă aveți grijă, răbdare cu el, nu-l forțați, nu-i dați șoc la motor, o să vă faceți treaba cu el. Eu mi-am făcut-o până acum și încă mai merge, dar totuși, cred că este suficient cât am tras de dânsul. De acum cred că e timpul și pentru alții să mai tragă de el. Ce pot să vă spun, e cutie automată, 16 trepte, bla bla bla, cu tot cu manșaliere, are două. Nu vă faceți griji. Farurile le-am schimbat, că nu vedeau celelalte. Erau, frate, oglinda era scoaptă cu totul. Am cumpărat altele noi. Știi cum văd? Ia să vedem. Hai să aprindem. Ia uitați. Lumini bune. Ia uitați. What the fuck, stai că se schimbă MP3-ul. Cu poliția vă înțelegeți, cam 200-500 de lei și n-aveți probleme, cel mai mult pe lângă București, Timișoara și Cluj, pe acolo. Dacă evitați orașele și centurile, o să vedeți că n-avem atâta. Unicul necaz e că trebuie să dai prin stație tot timpul unde e control. Că n-ai cum să treci de rar, așa ceva. Îți dai seama că te trage pe dreapta imediat. Ok, hai să oprim liniștiți aici. Hai un pic mai în față. Că mă trage remorca. Mai pleacă de pe loc? Pleacă. M-am gândit prima oară să-mi cumpăr și eu o Scania, precum cea care a trecut, dar nu. Scania are mulți senzori pe dânsa, îți dai seama, imediat se duce. Am zis că se bulește repede. Prea multă parte electrică are. Au totuși ceva mai spre clasic, nu că Euro 6 e clasic, nu e clasic deloc, dar nici chiar așa. Nu e navetă spațială când te urci în ea, e ceva mai finuț. Oricum, vă dați seama ce diferență o să fie în cabină de la DAF-ul meu la MAN. Dar până atunci, totuși, mai încolo dacă termin și eu sandwich-ul,
Eu, ca să iau ITP-ul, înfoliez camionul. De ce să mint? Îl înfoliez. Merg atunci rapid, îl înfoliez. Dau 1000 de lei, mi-l înfoliază și asta e, frate. Dar mi-l împușcă rapid vopseaua. Vopseaua, folia, frate. Nu știu ce dracu se întâmplă, dar nu stă nici folia pe ea. Dar eu vă spun ce aveți de făcut dacă vreți să luați ITP-ul, că vă spun și unde să mergeți, cât să dați. Vă dați seama că trebuie să dai ceva. Parbrizul e schimbat. Cu partea electrică nu aveți probleme. Cu partea electrică am luat-o complet de la alta, că eram să iau foc și nu n-am stat să mă chinui. Am schimbat-o toate. Haide, frate, nu mă lăsa aici. Cel mai greu mai a fost pe pasul Tihuța, frate. Iarna acolo e rupere de oase. Hai că pe aici zici că a fost razie, frate. Nu mai vezi pe nimeni. De patinat mai patinează, vă dați seama, ca orice camion, pui lanțuri și te duci pe urmă. Tot timpul trebuie să te gândești să nu faci un accident sau ceva, Doamne ferește, că rămâi și fără camion dacă te prinde poliția. Cât timp circuli și îți vezi de treaba ta, nu te oprește nici dracu. Nu sunt eu vechi în branșa asta, dar nici nu, n-aș putea spune că am auzit multe și am văzut și eu multe pe drumuri. Tot timpul trebuie să fii cu ochii în oglinzi, să vezi din spate care vrea să te depășească. Dacă vezi că se chinuie, îl lași, calci o leacă frână. O, trebuie să ții neapărat, frate, că trebuie să ajungi, că ai termen, că bla bla bla. Dar asta înseamnă să lucrezi, să fii, să-ți fii însuți patronul, nu să stai să tragă altul de tine, nici măcar să nu stihnească să mănânci în cabină, frate. Că trebuie ai livrare, că trebuie să ajungi la destinație la timpul de, la ora de, că trebuie să mai mergi să încarci acolo și tu n-ai terminat cursa. Am fost și eu angajat pe la firme și am văzut cum e. Că de ce ai făcut pauză mai lungă, că vrei să ajungi acasă, că s-a crescut copilul, vrei să vii la ziua lui, nu poți că ești în cursă, ai rămas pe undeva la dracu în praznic. De asta vă spun. Mi-a fost greu la început. Mi-a fost destul de greu, că am muncit enorm de mult. Acum cât de cât s-a mai liniștit, am mai pus un ban deoparte. Mai încolo mă apuc și îmi cumpăr casa mea, nu mai stau în chirie ca și acum. Că trebuie să plătești și chiria, și căldura, și apa, și toate cele. Când stai la bloc e nasol, frate. Deci la bloc e nasol. Stai într-o conservă, zici că e Renault. N-ai tu curte, n-ai tu intimitate, n-ai nimic, atât se aude. Când se ceartă vecinii, trebuie să auzi totul, totul, frate. Vrei să dai tu un show, o petrecere, să te îmbeți? N-ai cum, frate, că deranjezi vecinul, sună poliția imediat. Și eu cât stau pe acasă, frate, și când stau acasă vreau să dau și o chermeză, mai chem pe unul, pe altul, pe la mine, că sătul singur în cabină. Apuci? N-apuci, frate, n-apuci, că poliția e deja la ușă. Știu vecinii, când mă văd deja cu mâna pe telefon că sună la poliție. Prost, prost vecini mi-am găsit. Dar nu mă mut eu, nu-mi fac și casă. Întâi să-mi văd camionul cumpărat, să prind câteva curse bănoase. Ia uite, frate, ce a făcut ăsta? Băi, ești prost. Mama mia, urât accident acolo. Uite că mai merge o mașină de poliție acolo. Nasol, sper că nu sunt victime. Cel mai bine e să conduci noapte cu DAF-ul ăsta. One eternity later. Să trec pe banda mea. De acum mă simt în largul meu, vă spun sincer. Noaptea
Nu știe nici dracu ce camion ai. Ziua toată lumea trage atenția. Dar de acum numai să vă învățați cu noaptea, să conduceți noaptea, că la început e greu, adevăr că te fură somnul. Deci cel mai greu e pentru la început, până îți dereglezi un pic organismul, că după aceea nu îți mai revii caput. Ai Bacău. Deci avem treabă. Avem treabă. Nu e cursă grea, cursă lungă, dar cu asemenea camion n-ai cum să ai pretenții. Mai ales că am și încărcătura foarte mare. Da, cum am zis, prima oară mă duc, lăs acolo încărcătura, mă duc acasă să dorm, nu mai dorm la cabină. Și o vin eu dimineața să facem actele, totul, să-mi preiau banii, după care mă duc și eu la dealer, văd și eu ce camion să fie, cum să fie, cât mă ajunge, după aceea dacă mai e, mă duc și la bancă. Mă duc la bancă, dacă ceva mai scot, mai fac un împrumut, alea, și mănuiesc și eu. Atunci, cam asta a fost. Eu sper să ne vedem și data viitoare cu un nou drag vlogging. Pa!